aia mea, ușa lui se deschide așa, m-a luat de gură și m-a tras la el. Situație tragicomică într-un cartier al municipiului Moreni. Doamna Elena, văduvă, elegantă și educată, se plânge că nu mai are trai cu vecinul de palier. Femeia spune că bărbatul a încercat să o violeze în repetate rânduri și a devenit obscen la adresa ei. Scandalul a început în 2015, când bărbatul i-a făcut propuneri indecente vecinei sale, dar Elena nu a vrut să audă de el, bărbatul fiind însurat și fără facultate. Peripețiile se petreceau numai când soția domnului era plecată de acasă, iar acuzatul nu-și mai putea ține în frâu pasiunea pentru vecină. M-a târât înapoi și a pus siguranța. După ce a pus siguranța, a început să tragă de pantalon, dar aveam cureaua, care nu se desfăcea. Și pe urmă m-a târât aici, m-a băgat aici, că nu e liber, știa, nu-și copii la școală, nu e liber, persoanele de sus e cu servici, nu stau acasă, și m-a târât și m-a lăsat jos. Dar m-a bătut și mi-a zis că îi fac farmece, îi dau cu mir și doare testicolele și rinichii. Păi cum, bă, dacă știa să fac farmece, te obo, adică stăteai în pat. A vrut să mă violeze și a mai avut o tentativă, a mai avut. Norocul doamnei a fost că vecinul nu a știut să desfacă catarama pantalonilor pe care femeia îi purta. Și de ciudă că femeia nu a cedat avansurilor lui. A bătut-o crunt. Deci așa eram îmbrăcată. Deci cu asta erați îmbrăcată, da, în vară când s-a întâmplat. Da, da, 31 august. Da, da, da. Și m-a burdușit. Și ăștia sunt pantalonii care era și nu se putea desface catarama, n-are. Noroc cu catarama. Aia a fost, că elasticul se desfăcea. Păi sunt cea mai modernă în orașul Moreni. Vă dau cuvântul de onoare. Și cea mai serioasă femeie, înțelegeți? O doamnă sunt, mă cunosc, toată lumea mă cunoaște. Altă tentativă de viol. Femeia elegantă, vecinul singur, pentru că soția era plecată în străinătate, a pândit până când vecina a ajuns în dreptul ușii și atunci a agresat-o. El m-a luat de cojoc, din fața ușii, bâșt. M-a tras la el, a pus siguranța. A tras la el în casă și a încuiat siguranța, că e siguranță. Ați văzut butucul ăla, e siguranță. A pus siguranța și a început. Descalță-te, dezbracă-te și treci în sufragerie. V-ați speriat. Dar cum să nu te sperii? Eu care am infarct cu inima, am 6 diagnostice la inimă. Doamne, dar tremuram ca varga. Soția lui nu era acasă. Nu, era în străinătate, vedea de o bătrână, jură pe Biblie că îmi faci farbece. Îmi dai cu bir pe ușă și îmi faci farbece. Asta v-a spus el, că îi faceți farbece. Jură pe Biblie. Eu pup Biblia. Dar pe tine, zic, farbece nu fac. Zice, mă pup pe bine. Păi când am auzit și lucrul ăsta, aveam... V-ați dat seama de ce vă băgase în casă. Da, bă, bine, dacă mi-a zis, descalță-te, dezbracă-te și treci în sufragerie, ce vrea să mai înțeleg? Și mai zicea și pe scară față de alții, băi, nu mă las până două, pasta. Femeia susține că se teme pentru viața ei și cu frică este sau intră în apartament, de teamă ca vecinul să nu recidiveze. A făcut o pasiune pentru dumneavoastră. A văzut așa că intrau numai oameni licențiați în casă și de sunt îmbrăcată foarte elegant. Păi mă schimb într-o zi de 3 ori. Elena spune că cel mai probabil va fi nevoită să se mute pentru că altfel nu-și va găsi liniștea. Vecinul său nu a fost de găsit pentru a ne oferi un punct de vedere asupra poveștii tumultoase dintre el și vecina sa elegantă. Poliția va face cercetări în acest caz în urma plângerii depuse de femeie.